fotbal. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bine v-am găsit, dragi prieteni, începem astăzi cu extra fotbalul, pentru că sunt aceste două evenimente în desfășurare. Mai întâi turneul campioanelor de la Singapore, în sală, pe suprafață dură, trei rezultate din primul tur, din prima manșă, să spunem, pentru că se joacă în două grupe. După ce Simona Halep a trecut net 6-0, 6-3 de Flavia Peneta, iar Maria Sharapova a învins un 3 seturi pe Agnieszka Radwanska în grupa roșie. Urmează meciul mâine de la 13:30 între Halep și Sharapova. Derbiul acestei grupe, urmând ca Peneta să joace mâine dimineață cu Agnieszka Radwanska. E bine, în grupa albă, Garbine Muguruza Blanco, numărul 3 mondial, în clasamentul publicat astăzi, luni 26 octombrie, Garbine Muguruza a învins-o pe Lucy Safarova 6-3, 7-6, 7-4 în tiebreak, așa cum era de așteptat. În cel de-al doilea joc, la acest moment, Angelique Kerber are 6-2 în fața Petrei Kvitova, cehoaica favorită pe hârtie. A fost bătută măr în primul set de nemțoaică. Se anunță o grupă echilibrată cu două cehoaice. În momentul de față, Petra Kvitova are avantaj la serviciu pentru a deschide scorul în setul secund. Deci cam așa arată trofeul campioanelor, cu un start neașteptat de bun al Simonei Halep, care a măturat pe jos cu ultima câștigătoare de la US Open, redutabila Flavia Peneta. Aceasta, deși ocupă, am văzut, locul 8 în clasamentul mondial, a făcut și ea un progres acolo. Este la ultimul turneu din carieră, pentru că vă reamintesc, Peneta și-a anunțat retragerea după terminarea acestui sezon. Trofeul campioanelor încheie practic sezonul feminin. Încă o dată reamintind că Serena Williams, starul tenisului mondial feminin, lipsește la acest trofeu al campioanelor, deschis, cum s-ar spune în fotbal, oricărui rezultat. Favorite sunt Simona Halep și Garbine Muguruza și, evident, experimentata Maria Sharapova, care, după ce a pierdut primul set cu Agnieszka Radwanska, foarte bună jucătoare poloneză, cred că are bagajul cel mai diversificat dintre toate opt. Radwanska, sigur că nu beneficiază de un serviciu extraordinar, nu se bazează teribil pe prima minge, dar lăsând la o parte asta, pentru că serviciu e ca în fotbal fazele fixe, vorbesc de joc. Ce arată în joc, Radwanska mi se pare cea mai interesantă jucătoare dintre cele opt. E bine, a câștigat primul set 6-4, remarcabil, cu Sharapova, după care a fost bătută în următoarele 2, 6-3, 6-4 de veterana rusoaică. Aceasta are 5-0 în disputele directe cu Simona Halep, pe care o va întâlni mâine la 13:30 ora României. În Singapore sunt 5 ore mai mult, deci la ei se joacă sigur nocturnă. O să și verific aici la ceasul planetar, că știu că întotdeauna am avut Singapore, nu chiar cu 6 ore înainte, că așa e, s-a schimbat ora în acest weekend, deci cu 6 ore, pentru că ei nu schimbă. Este 9 și 14 minute în momentul de față, 9 și 13 minute ca să fim mai exacti la Singapore. Asta este, pentru că trebuie să fim cu ceasurile bine potrivite, cum avea și Nea Ovidiu, să măsura cu mai multe ceasuri odată. Țin minte replica. Deci 9 și
13 minute la Singapore, 21 și 13 minute, adică sunt cu 6 ore înainte după această schimbare de oră intervenită, practic în plin turneu al campioanelor. Le-am mai debusolat un pic pe jucătoare care sunt toate din Europa. Vă reamintesc, este o mare premieră aceasta. Cei care au schimbat ora sunt europenii, în rest nu. Deci avem așa, Panama City, 7 ore în urmă, la ei este ora 8 și un sfert dimineața. În Panama abia s-a trezit lumea pentru această zi de luni. La Samarkand, în Uzbekistan, sunt 3 ore în plus, adică este ora 18 și un sfert. La Numea, Noua Caledonie, sunt 9 ore înainte, adică e trecut de miezul nopții acolo. La Funchal, în insula Madeira, ăștia au schimbat și ei ora. Sunt 2 ore în urmă, Singapore 6 pe plus. Port Moresby, în Papua Noua Guinee, este 11 și un sfert seara. Au 8 ore înaintea noastră. La Montreal, în Canada, e dimineața la 9 și un sfert. Sunt cu 6 ore în urmă. La Manila este aceeași oră ca și la Singapore, sunt cu 6 ore înainte. La Johannesburg este ora României, este 3 și un sfert la prânz. Dakar are 2 ore în spatele nostru. Jakarta 5 ore înainte. Ăștia nu sunt pe ora celor din Singapore. E de-abia 8 și un sfert seara la Jakarta. La Belize City e 7 și un sfert dimineața. Sunt cu 8 ore în urmă ăștia. Melbourne, miezul nopții, 9 ore înainte. Tahiti au 12 ore în urmă sau 12 ore înainte, cum vreți. E exact celălalt fus orar, la ei e 3 și un sfert noaptea. Deci exact sunt cu 12 ore decalaj. La Doha este o singură oră. Interesant, și-au schimbat ora Qatarul, că tot cu o oră aveau. Sunt doar cu o oră înaintea noastră. În Martinica, la Fort de France, 6 ore în urmă. De acum mi-a venit informația că Dragoș Băsescu este trimis în judecată de DNA. Nu știu cine e Dragoș Băsescu, că Mircea Băsescu era frasul. Asta e altul, Dragoș Băsescu. La New Delhi, unde s-a resimțit puternic astăzi cu tremurul din Afganistan, de asemenea în Pakistan s-a resimțit și la New Delhi, 3 ore și jumătate, știți că India e pe jumătate cu fusul orar, la ei e 7 fără un sfert în această seară la New Delhi. Rio de Janeiro n-are decât 4 ore în urma noastră. Sao Tome și Principe 2 ore în urmă. Los Angeles 9 ore în urmă, e 6 dimineața la ei, 6 și un sfert dimineața. Port Louis în Mauritius n-a schimbat ora, au 2 ore în plus, la ei e 5 și un sfert în momentul ăsta. Anchorage în Alaska 10 ore în urmă, asta înseamnă că e 5 și 20 dimineața în Alaska. Cam astea ar fi unele dintre principalele repere ale fusului orar, dacă tot m-ați provocat cu Singapore ăsta. Deci aceasta este situația la trofeul campioanelor. În absența Sirinei Williams, postul este vacant, dar nu postul de numărul 1 mondial, care va fi ocupat în continuare și de la anul în 2016 de jucătoare americană, ci titlul de la Singapore, pe care îl deține Sirina Williams, îl este pus în joc. Simona Halep a bătut-o pe Flavia Penetta în 2 seturi în grupa roșie. De asemenea, Maria Sharapova a bătut-o pe Agnieszka Radwanska din Polonia în 3 seturi în grupa roșie. Cele două se vor întâlni mâine în runda a doua. Se joacă fiecare cu fiecare ca la fotbal. Primele două se califică în semifinale, iar în cealaltă rundă, în cealaltă grupă, grupa albă, victorie în 2 seturi astăzi pentru Garbine Muguruza Blanco la Lucy Safarova. Iar în acest moment Angelique Kerber conduce 1-0 la seturi, 6-2, 0-1 cu Petra Kvitova din Cehia. Ne întoarcem după pauză publicitară și vom vorbi mai întâi despre Cupa Mondială la rugby, unde s-a ajuns în faza finală,
și apoi trecem la fotbal un weekend pe larg în țară și în Europa. Ei bine, ne-am întors în direct, dragi prieteni, finala Cupei Mondiale la rugby este într-adevăr Argentina-Brazilia, adică echivalentul ei, Australia-Noua Zeelandă, categoric cele două mari națiuni, națiunile fară ale rugby-ului. De data asta se întâmplă în inima Europei rugbystice, adică în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, organizată această Cupă Mondială în Anglia și Țara Galilor. E bine, în semifinale, într-adevăr, surprizele nu au venit. Cele patru echipe din emisfera sudică importante și-au disputat cele două poziții pentru finală. Noua Zeelandă a trecut cu 20-18 Africa de Sud, la mustață, într-adevăr, sudafricanii au opus o rezistență mai mare decât s-ar fi așteptat lumea. În celălalt meci, câștigând relativ clar australienii în fața argentinienilor, Argentina a fost modestă în cea de-a doua semifinală, o victorie netă a Australiei, care nici nu s-a întrebuințat foarte serios. În aceste condiții, marea finală are loc sâmbăta viitoare de la ora 18, Noua Zeelandă-Australia. O finală așteptată de toată lumea. La ce am văzut în semifinale, sigur că australienii ar fi favoriți. Asta după ce inițial credeam că e invers. Noua Zeelandă n-a jucat mare lucru meciul cu Africa de Sud, după ce în sferturile de finală australienii au fost la un pas de a fi eliminați de scoțieni. Duminică, în fața Argentinei, Australia a marcat lejer 4 eseuri, 3 dintre ele în prima repriză, 29-15. 29-15 în fața Argentinei, o echipă care n-a reușit să marcheze niciun eseu. Deci a fost o victorie netă, 4 eseuri la nimic în favoarea Australiei. Finala mică va opune vineri, sâmbătă este marea finală de la ora 18. Finala mică are loc sâmbătă între Africa de Sud și Argentina. Oricum, argentinienii s-au calificat devastând Irlanda, mă reamintesc, în sferturile de finală, marcându-i o căruță de eseuri Irlandei, un rezultat atunci absolut apostolic reușit de Pume, care sigur n-au mai avut acea consistență în fața unui adversar de cu totul alt nivel. Sigur că nici finala nu va semăna cu ceea ce s-a jucat în semifinale, pentru că și la rugby mai nou există această economie, am văzut-o, a echipelor mari. Cât a fost 43-20 a bătut Argentina pe Irlanda, Irlanda fiind floarea rugby-ului european. Australia bătuse 35-34 Scoția, într-un meci în care a naturat niciodată la maximum și a stat într-adevăr cu sabia deasupra capului până la final, după care australienii, sigur, tot așa, ne dând drumul la motoare din plin, i-au curățat pe argentinieni, i-au bătut la 14 puncte în semifinale. Vă reamintesc că în sferturile de finală, Noua Zeelandă, care n-a fost teribilă în semifinale, a decepționat pe Twickenham în fața Africii de Sud, câștigând la limită 20-18. În sferturile de finală, Noua Zeelandă umilise Franța, cea mai mare victorie din istorie a Noii Zeelande împotriva Franței, 62-13. Nici pe noi nu știu dacă ne băteau cu mult mai rău neozeelandezii. Bine, nouă ne dădeau suta, evident. Africa de Sud reușind atunci performanța de a elimina Țara Galilor, cealaltă echipă mare europeană, 23-19. Europa miza pe Țara Galilor și pe Irlanda, în primul rând. Pe Anglia, sigur, în calitate de țară gazdă. Dar Anglia a fost eliminată în grupe pentru că a nimerit cu Australia și cu Țara Galilor și a fost bătută de amândouă. Într-adevăr, într-un mod bizar, această tragere la sorți, neașteptată, aș spune,
care i-a adus într-o situație nepotrivită. Australia, de exemplu, îmi amintesc că a măturat pe jos cu Anglia în grupe, 33-13, dovadă că atunci când e de jucat, să joacă. În rest, ce putem să spunem despre cele două finaliste? Au câștigat toate meciurile de până acum, în mod evident. Am aici rezultatele. Noua Zeelandă s-a întâlnit cu Argentina și în faza grupelor. De fapt, numai acolo s-a întâlnit, că acum sunt încruciși, nu s-au mai nimerit în semifinale. Noua Zeelandă-Argentina s-a jucat în grupe. Noua Zeelandă n-a fost într-o formă extraordinară. I-a bătut la 10 puncte, 26-16. După care au bătut pe Namibia neozeelandezii, 58-14. Nu este un scor ieșit din comun. Tot așa, dând senzația că n-au forțat extraordinar. Au bătut apoi pe Georgia, iarăși sans éclat, cum ar spune francezii, 43-10 cu Georgia. Iar în ultimul meci din grupe au bătut Tonga cu 47-9. Deci niciun rezultat ieșit din comun. Au câștigat, evident, toate cele patru jocuri din grupă. Maestria lor, sigur, intervenind în sferturile de finală, când au surclasat Franța. Adevărat, au avut noroc. Francezii au rămas la un moment dat în 10, mă rog, în 14, adică cu un om mai puțin. Dar asta e deja o practică aproape curentă în rugby, să ai un eliminat. Pe francezii, într-adevăr, i-au deschiloțat 62-13, exact în momentul când aveau mai mare nevoie. Neozeelandezii, ne jucând practic nimic în faza grupelor, v-am spus, rezultate anoste la nivelul lor. În rugby nu e ca la fotbal. Adică dacă nu joci, nu faci spectacol, degeaba câștigi. Nu contează asta, nu rămâi cu rezultatele mici. Dar acest 62-13 cu Franța la Cardiff, într-un sfert de finală de Cupa Mondială, este un rezultat extraordinar. După care iarăși n-au jucat mare lucru, pentru că Springboks s-au mobilizat, știau că e meciul istoriei pentru ei. Africa de Sud, care a câștigat titlul mondial, vă reamintesc, pe teren propriu la rugby. Noua Zeelandă așadar a bătut 20-18 pe Africa de Sud. Noua Zeelandă, sigur, este marea națiune a rugby-ului. Ei rămân favoriți în fața australienilor pentru finală, categoric au șansa întâi. Haideți să vedem un pic și rezultatele Australiei la această competiție. Deci, Noua Zeelandă, fără să forțeze, practic, a câștigat toate meciurile. La fel de prost a început și echipa Australiei, care a bătut pe Fiji la 15 puncte, 28-13 în primul meci. Un rezultat jenant, evident, dar în fața unei echipe practic vecină, o echipă care îi cunoaște bine jocul, și sigur că Fiji a făcut față acestei partide, ieșind onorabil din meci. A urmat apoi al doilea meci, 65-3 cu Uruguaiul. Asta a fost într-adevăr o demonstrație de forță uluitoare a Australiei, probabil tocmai pentru că primul meci a fost modest și atunci au primit suficiente critici, i-au distrus pe uruguaieni în meciul 2. După care au jucat cu Anglia, a fost o lovitură de măciucă pentru englezi, 33-13 în favoarea Australiei, 20 de puncte au dat Angliei la Londra, un rezultat istoric pentru ei. Și în fine, în ultima partidă din grupă, au bătut Țara Galilor cu 15-6. N-au încasat niciun eseu de la galezi, dar n-au jucat teribil. Nici nu știu dacă au marcat vreun eseu, trebuie să mă uit. 15-6 nu prea miroase eseu. Ia să vedem. Într-adevăr, nu s-a marcat niciun eseu în acest meci. Deci Australia, Țara Galilor, 5 penalități contra 2. Scorul este lamentabil, sigur, pentru australieni, dar ei totuși au circumstanțe atenuante, întrucât în două rânduri au avut un eliminat de 10 minute, galezii nereușind să profite absolut deloc. Și galezii au avut un eliminat. De asta rezultatul pare să fie atât de ciudat. 15-6, adică nu s-a jucat nimic la nimic. În fine, a venit această partidă din sferturi, unde, spuneam, australienii
au câștigat cu un punct diferență 35-34 cu Scoția, un rezultat istoric, pentru că așa ceva nu s-a mai pomenit la Cupa Mondială. Atât de multe puncte într-un meci marcate de ambele echipe este rarisim în rugby, și diferența de un singur punct, după care Australia n-a decepționat în semifinale, 29-15 cu Argentina, 4 eseuri la 0, iarăși într-un moment în care trebuiau să se mobilizeze, pentru că Argentina, după demonstrația cu Irlanda, argentinienii au marcat cel puțin 6 eseuri cu irlandezii, dacă mă uit exact să văd. Nu, 4 eseuri au marcat. 4 eseuri, toate transformate, și 5 lovituri de pedeapsă. 4 eseuri la 2 a fost, 43-20 pentru Argentina. În momentul în care Argentina a jucat în asemenea mod cu Irlanda, sigur că asta i-a stârnit un pic pe jucătorii de la antipozi, și aceștia și-au luat măsuri câștigând net semifinala. Deci finala mică vineri, 30 octombrie, de la ora 22, Africa de Sud, Argentina. Sigur că se va juca serios. În rugby nu există finală mică. Adică pentru ei orice meci contează. Meciuri, nu există meciuri amicale în rugby. Meciurile test sunt întotdeauna tratate cu mare responsabilitate, pentru că astfel de partide sunt istorice la ei. Deci nu există, nu e ca în fotbal, unde o finală mică nu mai are niciun fel de savoare. Deci Argentina, Africa de Sud, mare meci pentru locul 3, vineri de la ora 22, iar finala mare, Noua Zeelandă-Australia, pe Twickenham, evident, sunt ambele meciuri, și finala mică și finala mare. Finala mare, sâmbătă, de la ora 18. Bun, la tenis ne întoarcem un pic, este 4-2 pentru Petra Kvitova, care se află la serviciu și care în principiu a pus șaua pe Angelique Kerber. Numai un miracol ar putea să facă în acest moment ca meciul să se termine în două seturi. Kvitova este favorită să tranșeze acest al doilea set, este de fapt foarte aproape de un 5-2, după ce a avut 3-0 de altfel în setul secund. Kerber reușise să câștige primul set 6-2, în mod normal Petra Kvitova ar trebui să revină și, zic eu, chiar să-și adjudece partida după cel de-al treilea set, pe care probabil că îl va câștiga. Bun, luăm o pauză publicitară și ne întoarcem, vom vorbi despre fotbal. Astăzi încep transmisiile și din Liga 2-a, să nu uităm. Avem de la ora 18 meciul Rapidului pe Digi Sport 1, dar și pe Dolce Sport. De la ora 18, Rapid București, Rapid Suceava. Au început transmisiile în acest weekend, dar este primul meci televizat al Rapidului în acest sezon în Liga Secundă. O să vorbim și despre asta după o pauză. Ne-am întors în direct, ajungem în Liga 1. Astăzi se joacă Viitorul FC Botoșani, atenție, de la 20:30. Pe Digi Sport 1, ei sunt cei care produc Liga 1, cei de la Dolce și cei de la Luc o difuzează practic sublicențiat de la RCS. E bine, asta pentru că de la ora 18 avem Rapid București, Rapid Suceava. O să revenim și asupra situației din Liga 2-a. În cazul unei victorii, Rapid București trece pe primul loc astăzi în seria 1, dar Viitorul Constanța, echipa lui Hagi, ar fi pe locul 2 dacă bate pe FC Botoșani pe teren propriu. Echipa lui Cristi Puștai antepenultima în Liga 1, iar FC Viitorul ar fi la un singur punct de liderul campionatului, Astra Giurgiu, în cazul unui succes după 15 etape. Deci o situație halucinantă, într-adevăr. Astra fiind bătută măr în această etapă la Târgu Mureș, șasea Târgu Mureș, și-a luat într-un fel revanșa, dacă se poate spune așa, față de ce s-a întâmplat sezonul trecut, când din cauza Astrei a pierdut campionatul, sigur și din cauza Oțelului, dar și din cauza Astrei. E bine, în acest sezon ASEA a bătut-o tur-retur pe Astra Giurgiu cu 8-2, vă reamintesc, 5-1 în tur la Giurgiu și 3-1
în retur la Târgu Mureș. Paradoxal însă, exact în ziua în care a bătut liderul clasamentului la 2 goluri diferență, reușind să-i marcheze 3 goluri, ASEA a părăsit virtual play-off-ul ligii întâi, fiind depășită la golaveraj de Universitatea Craiova, care a făcut instrucție cu Dinamo, ca în vremurile bune, 3-0 pentru Olteni. Este o papară incredibilă luată de Rednic, după bătaia suferită acasă cu Astra, bătuseră pe ASEA Târgu Mureș, în condiții totuși suspecte, litigioase, cu mai multe greșeli de arbitraj, în fine, meci contestat de Târgu Mureșeni la Dinamo. Dinamo iarăși a luat o papară, spuneam, la Craiova, 3-0. Bauab revenind practic de nicăieri cu o dublă, marele jucător al oltenilor, iordanianul Bauab, a clacat o dublă în această partidă. Spuneam, pentru prima dată, dacă nu mă înșel, de la începutul sezonului, ASEA Târgu Mureș nu mai este în zona play-off-ului campionatului. Sigur, nimic nu-i pierdut, au același număr de puncte cu CSU Craiova, numai că rezultatul direct fiind egal 0-0 între ele în tur la Târgu Mureș, în momentul de față clasamentul se face după golaveraj, amândouă au plus 5, dar Craiova, câștigând la 3 goluri diferență în acest weekend, a trecut la numărul de goluri marcate peste ASEA, 18-16. Asta pentru că ASEA a bătut doar la 2 goluri pe Astra. Și Mudica, am înțeles că l-am brâncit pe arbitru și riscă o suspendare cosmică de data asta, pentru că așa e, arbitrii sunt ca sfintele moaște în fotbal. N-ai voie să te atingi de ei. Sistemul ăsta de corupție la nivel înalt al fotbalului, haiducia asta care se practică în toate sferele fotbalului, este evidentă. Da, corupția este evidentă. De la Joao Havelange încoace, fotbalul a înaintat numai în corupție. Havelange este cel care a instituționalizat corupția la nivel mondial în fotbal. De atunci nu s-a mai putut face nimic. Toți cei care au venit după el n-au făcut decât să continue în același ritm. Și de atunci s-a tot adăugat așa cât un strat dintre ăsta de corupție și de lipsă de respect față de om și față de sport, din partea instanțelor europene și mondiale, dar în primul rând de fotbalul mondial, vorbim că de acolo, de la cap s-a împuțit fotbalul, cel mai mizerabil sport de pe planetă din acest motiv. E bine, faptul că arbitrilor li se dă nas și că ei sunt considerați dumnezeii sportului, asta denotă cu atât mai mult gradul de corupție care nu mai poate fi stăvilit, pentru că din potrivă a da arbitrului mai multă putere înseamnă a sprijini corupția. Este evident. Arbitrii sunt și ei oameni, adică niște escroci, și fac parte dintr-un sistem escrocat. Deci este logic că nu te poți baza pe niște indivizi. Cu cât fotbalul se delimita mai mult de părerile și de deciziile unui singur om, încă o dată spun, corupt prin natura sistemului din care el face parte, da? Cu cât te delimitai mai mult, cu atât demonstrai că tu vrei să fii mai corect. Deci cu cât robotizai sau digitalizai sistemul, cu atât te duceai spre normalitate. Nu mai este la mod, așa cum controlorii nu mai rup bilete în tramvaie și troleibuze, așa cum nu se mai cumpără bilete la metrou, așa cum se digitalizează sistemul peste tot, exact așa trebuia să facă și fotbalul. Să nu mai conteze pe deciziile unor oameni care încă o dată sunt coruptibili. Da? Arbitrii sunt coruptibili și în cele mai multe situații ei nu sunt onești, pentru că fac parte dintr-un sistem care îi trage spre corupție, spre nemernicie. Oricât s-ar vorbi cu limba asta de lemn, și bineînțeles că nu mă interesează ce cred arbitrii despre noi sau despre ei. Pe mine mă interesează rezultatele și astea se văd. Arbitrii decid soarta fotbalului tocmai pentru că știu că nu pățesc nimic. Deci a le da nas în astfel de situații este impardonabil. Asta strică într-adevăr calitatea fotbalului. Deci dacă s-ar fi vrut într-adevăr să se meargă pe un sistem corect, dar goată spun, aici se verifică faptul că fotbalul este corupt, trebuia să te bazezi cât mai mult pe decizii video, da, pe aparatură, pe linii, pe goal line technology, pe chestii de genul ăsta, da, care să robotizeze fotbalul și să-l facă uman, paradoxal, da? A te desprinde de oameni ar fi umanizat fotbalul. Desprinderea de individ
asta ar fi umanizat fotbalul, pentru că sunt mult mai prieten cu un laser sau cu un robot decât cu un fluieraj dintre ăsta nenorocit, da, care vine cu lecția învățată, fluieră numai într-un sens, doar să știe. Da? Aici s-a văzut foarte clar în fotbal că nu se dorește decât să se câștige bani la nivel înalt. Pentru că, sigur, din munca asta a arbitrilor corupți, are toată lumea de câștigat. Sistemul, vreau să spun, toată lumea în sistem are de câștigat. Așa îți aperi corupția mai departe. Dacă tu renunțai la oameni și totul era într-adevăr pe tehnologia viitorului sau a momentului măcar, atunci gata. Arbitri îndepărtați, ce-mi trebuie mie 5-6 arbitri la meci, că oricum nu vede niciunul nimic. Sau se face că nu vede. Pe când un sistem de la bine pus la punct, gata, iar scoate din circuit. Asta zic apropo de problemele cu arbitrii, te păcă până la urmă Angelic e chiar brantos soarta acestui set, incredibil cum sunt fetele astea. Aceea avea 4-2, Kvitova a avut 3-0, la 4-2 servea ea, avea 30-15. Avea era la 2-5 de 5-2. Și între timp a câștigat aia 3 game-uri la rând Kerber. Și acum va servi pentru meci Angelique Kerber, are 5-4 și urmează să servească. Nu m-ar mira să-i facă Kvitova break. Desigur că de-aia suntem la fete. Deci în Liga 1 Astra bătută net la Târgu Mureș 3-1. Este primul succes la 2 goluri diferența lui Bergodi de când acesta s-a întors în fotbalul românesc. Adică de când antrenează pe ASEA. Steaua a făcut aseară 1-1 cu Pandurii. Am înțeles că Țiții Dumitriu se bucura ca și cum ar fi câștigat campionatul mondial la golul lui Muniru. Steaua, într-adevăr, incapabilă să bate echipele cu stofă, de echipele cu ștaif din Liga 1. A devenit o echipă oarecare, într-adevăr, dar care s-a descurcat și grație acestui sistem care împarte punctele la capătul celor 26 de etape ale sezonului normal, Steaua se menține acolo, este la 3 puncte în momentul de față de Astra, n-are mare presiune, chiar dacă astăzi ar putea să mai coboare un loc în cazul unei victorii previzibile a viitorului acasă cu FC Botoșani, locul Stelei este deocamdată bine păzit. În etapa viitoare Astra întâlnește pe Craiova pe teren propriu, Steaua joacă la Cluj cu CFR-ul, CFR-ul care l-a bătut pe Flocea la Timișoara 2-1. Să notăm acest lucru. Gazdele marcând în minutul 90 unii cu gol. S-a terminat cu era Flocea. Da? Odată ce Flocea intră în vrie, oricât fotbal s-ar presupune că știe el, nu mai scoate echipa de acolo. De altfel, Timișoara n-a câștigat niciunul din ultimele 5 meciuri pe care le-a jucat în Liga 1. O singură echipă mai este în această situație. În campionat este vorba de Petrolul, ultima clasată, care are șanse minuscule de supraviețuire. De notat, prima victorie a celor de la Voluntari. 1-0 chiar cu Petrolul în această etapă. A fost nevoie să plece și Riciu ca să se adune ceva de cei de la Voluntari. 9 puncte pentru ei în clasament. În aceste condiții, Petrolul cu cele 6 puncte în minus pe care le are în clasament este lanternă roșie netă în momentul de față. Deci o să avem un Astra Craiova interesant, un CFR Steaua interesant, un Pandurii FC Voluntari. Pandurii stau bine. În orice caz, 27 de puncte la 3 puncte de lider. Dinamo joacă etapa viitoare cu Viitorul. Meci mare și ăsta. Meciul la vârf, așadar. ASEA se deplasează la Chiajna, unde a pierdut în Cupa Ligii. Iar Craiova, spuneam, joacă la Giurgiu cu Astra. Vedem dacă după această etapă, adică a 16-a, se vor putea departaja ASEA și Craiova. Spuneam, în Liga 2-a, trecem la fotbalul eșalonului 2 la noi. În seria 1 avem astăzi meciul dintre Rapid București și Rapid Suceava, care începe peste mai puțin de 2 ore. În cazul unei victorii, Rapidulețul trece pe locul întâi, are 2 meciuri mai puțin jucate Rapidul decât Sport Club Bacău, care este lider. Asta și pentru că în serie nu mai sunt decât 13 echipe, deci un număr impar. După retragerea celor de la Dorohoi,
Rapid București, care a fost învinsă în ultima etapă la Bucovina Pojorâta cu 2-1, are astăzi șansa să preia șefia, dar de asemenea și Suceava, dacă bate, trece pe prima poziție. În cazul unui rezultat de egalitate, cele două echipe ajung la același nivel cu Bacău. Ar fi trei echipe în fruntea clasamentului la 19 puncte. Farul Constanța, deși și a declarat în faliment, este pe poziția a patra cu 17 puncte. Doar primele 5 intră să dispute play-off-ul, unde, după cum știți, două locuri duc direct în Liga 1, sau mă rog, nu chiar. Primele două însă sunt avantajate. Prima se califică direct în Liga 1. Locul 2 urmează să dispute barajul. Da, ar fi trebuit să intre primele 6, dar conform deciziei de retragere a unei echipe din 13, ci că intră doar primele 5, mă rog, mă informează pe mine aici acest computer. Dincolo, din cealaltă serie ar intra primele 6, dar probabil că și aici vor intra primele 6, dacă nu cumva e o eroare. În fine, îmi reamintesc că din cele 6 câte sunt în play-off sau 5 câte ori fi, prima se califică direct, iar locul al doilea dă baraj cu echipa de pe locul 2 din cealaltă serie. Când vorbim de cealaltă serie, seria a doua, sunt și aici niște meciuri și chiar am avut partide televizate în acest weekend. FC Bihor a pierdut acasă 0-4 cu UTA, după ce etapa trecută nu se prezentase la joc și pierduse cu 3-0 în deplasare. De asemenea, FC Baia Mare, U Cluj, a fost 0-1, alt meci televizat, ambele echipe au terminat cu un om mai puțin. De notat, victoria Găzarilor, Mediașul a învins la Caransebeș cu 5-0. În clasamentul acestei serii, FC Baia Mare și CSM Râmnicu Vâlcea conduc, deși FC Baia Mare, reamintesc, a fost bătut acasă de U Cluj, care stă extrem de prost în clasament. Așa e, fraților, cum am spus. Kvitova i-a făcut break lui Kerber exact în game-ul în care Nemțoaica servea pentru meci. Ăsta e tenisul feminin. Dar ca să ne întoarcem, Vâlcea a câștigat 2-0 cu Satu Mare. Chindia Târgoviște, de asemenea, pe val, 2-0 cu Șoimi Pâncota. 4 victorii consecutive are Chindia. Bătaie mare aici. UTA și ea în revenire de formă a bătut la Bihor 3-0. În mod normal, Bihorul nu scapă. Aici, fiind 14 echipe, e clar că se împart 6 cu 8. Da? În prima parte a clasamentului, fiind de asemenea Gazu, care după două înfrângeri la rând a bătut la Caransebeș cu 5-0 și care speră la un loc în play-off. Și FC Brașov, echipă care n-a pierdut decât o singură dată în 10 meciuri. Acesta ar fi sextetul câștigător deocamdată în seria a doua, după 10 etape complete. Baia Mare, Râmnicu, Vâlcea, Chindia, Târgoviște, UTA, Gaz Metan Media și FC Brașov. Dar evident că nimic nu e definitiv. Bun, trecem la fotbalul mare, dragi prieteni. Campionatul Angliei, Premier League, într-adevăr cu rezultate care au convenit, cred, în mare măsură și pariorilor îndrăzneți, da? Liverpool egalat acasă de senegalezul Mané în minutul 86, după care Mané a fost expulzat și din cauza euforiei golului marcat, a primit două cartonașe galbene în prelungirile meciului pe Anfield Road, după ce belgianul Benteke deschisese scorul dintr-un cap splendid în minutul 77. E bine, Liverpool al treilea rezultat de egalitate în era Klopp. Deocamdată tehnicianul german este mai aproape de strungărie, așa cum spuneam noi încă înainte să vină, decât de performanță. Cred că strungăria îi se potrivește cel mai bine lui Klopp. În momentul de față, Liverpool este la jumătatea clasamentului în Premier League, locul al 9-lea, o poziție absolut catastrofală, dar urmează meciul din deplasare cu Chelsea. Cel care va pierde partida asta, într-adevăr, este Pedric. Chelsea, nu vă mai spun, a fost bătută la Londra de West Ham United cu 2-1, a terminat meciul în 10 echipa lui Mourinho, reușind să egaleze
Împotriva logicii, după expulzarea lui Matic în prima repriză, Cahill a egalat pentru Chelsea, după ce Sarate deschisese scorul dintr-un corner al lui Dimitri Payet în prima repriză. West Ham, în mare formă, a reușit să înscrie prin Andy Carroll. Andy Carroll nu mai marcase din iarna acestui an, adică de undeva din ianuarie-februarie nu mai dăduse niciun gol. Fostul atacant al lui Liverpool a intrat în minutul 69, 10 minute mai târziu a pecetuit victoria celor de la West Ham. Ciocănarii sunt pe 3, în 2 puncte de liderul Manchester City, care a făcut un 0-0, aș vrea să spun, de salon cu United, un meci lamentabil între așa zis și tehnicieni Pellegrini și Van Hal, nu s-a jucat nimic. În asemenea măsură încât comentatorii de pe Eurosport, chiar dacă sigur săraci în vocabular, n-au putut să tragă nicio concluzie la capătul partidei. Ei sunt vorbăreți amândoi, că în general comentatorii români suplinesc lipsa de cunoștințe vorbind mult. Ăsta este apanajul crainicului român, slab pregătit, n-are vocabular, dar vorbește într-una, ca să-ți macine cumva timpul ăla de audiție, da? De desfătare. Pentru că, într-adevăr, un telespectator are nevoie și de un timp de respiro pentru a urmări partida în condiții decente. E bine, n-are parte de asta. Foarte rar se întâmplă să poată să respire. Comentatorii vorbesc tot timpul. Și sigur că atunci când sunt doi, e greu să tacă amândoi. Ha? E foarte greu să tacă. E bine, a fost un egal insipid între City și United, care sigur a profitat lui Arsenal. Arsenal are 4 victorii consecutive după ce a trecut de Everton 2-1, în goluri Frenchy, Giroud și Koscielny în clasamentul din Premier League. Aston Villa este ultima, 4 puncte în 10 etape. Echipa lui Jordan Ayew nu mai are practic mari speranțe, cel puțin până nu va schimba antrenorul. Dar haideți că avem un telefon. Vă salut! Vă salut, domnul Bagiu! Dați un pic radio mai încet, că e microfonia. L-am dat de tot. L-am închis de tot. Mulțumim! Domnul Bagiu, eu înțeleg că Klopp, că virgulă Klopp, este un strungar sau ce spune la voastră. Da, așa, un dulgher, dacă vreți, un forjor. Un dulgher, un sufi. Dar situația de la OM, care este? Că antrenorul cred că e un chirpicar sau ce să vă zic, ceva care nu se identifică cu antrenorul. A, bun, acum stați un pic, nu să-l comparăm pe Michel cu Klopp. A, evident, aici. Auziți? Stați un pic. Auziți, domnul Baciu? De la Klopp aveam pretenții. Aveți tot timpul niște obiecțiuni asupra altor echipe, dar la lui OM mai puțin. Nu să greșiți aici. Am criticat aspru de tot ceea ce se întâmplă la OM în acest sezon și înainte de, nu ca alții după rezultate. Nu m-am ascuns după scoruri, am spus de la început că e o echipă de mercenari sezonul ăsta și că va fi o catastrofă. Și spun același lucru și acum. Ne vom bate la retrogradare. Te dau în scris oricui că OM mai sus de locul 9 nu va fi nicio etapă din campionat. Da? Iar, niciodată. Deci până la etapa 38 noi ne vom bate între locul 9 și 8 și 20. Deci în momentul de față, suntem una dintre cele mai slabe echipe. Ce să facă mai mult? Da. Asta cu Klopp într-adevăr. Ce să facă mai mult? Klopp într-adevăr jalnic deocamdată, să nu bați pe Rubin Kazan 60 de minute cu un om în plus și cu arbitrii de partea ta. Așa, să nu bați pe Southampton acasă. Este lamentabil. Hai că egalul la Tottenham a fost un egal de fricos, primul meci, ok. Celelalte două sunt însă rudimentare. Dar și acum vine deplasarea la Mourinho, unde ăia trebuie să fie ajutați. O să-l bată pe Mourinho. Nu, că trebuie ajutată Chelsea, că altfel pică Chelsea. O să le opună pe VAR, să știți. Păi, la Chelsea s-a pus tot timpul pe VAR. Sigur. Dar acum cred că
nu se mai poate și o să-i bată Liverpool, o să-l vedem. Hai să vedem, eu zic că nu. Eu zic că Chelsea, Chelsea extremă urgență, trebuie salvată Chelsea. Liverpool mai poate să aștepte. Vreți să vă arăt că așa o să fie și o să vorbim săptămâna viitoare că Liverpool o să bată Chelsea? Da, nu m-ar deranja, chiar, să știți. Nu sunt împotrivă. Chiar contra arbitrilor, să știți. Da, nu sunt împotrivă, adică nu sunt deloc fanul lui Chelsea, nu m-ar deranja să câștige Liverpool, dar eu nu cred că se va întâmpla asta. Deci fac pariu că bate Chelsea. Da, nu e egal, vă bate. Câștigă în stilul lui Mourinho, adică nu mă aștept să vă bată cu 6-0. Dar câștigă în stilul lui și asta e, Liverpool va intra într-o mini-criză dacă va pierde, va ajunge undeva în jurul locurilor 12-13 în Premier League, ceea ce sigur că nu va fi deloc interesant. Jurgen Klopp, prietenul noastră, care spunea, întrebat de Vincent Labrune după plecarea lui Bielsa, că OM l-a sondat pe Klopp, a avut tupeu să spună, el un dulgher, da? A avut tupeu să spună, dar ce să fac eu acolo? De ca și cum între Marseille și sculăria lui ar fi putut să fie vreun grad de echivalență, da? Deci, uite că s-a dus la Liverpool crezând că aici e raiul pe pământ. Din păcate pentru el a dat de o echipă sensibil de același nivel cu OM în acest sezon. Auziți, domnul Agiu, vreau să vă spun ceva. Tot timpul bine, și eu sunt de acord cu dumneavoastră că Mircea Lucescu dă bine la arbitraj. Dar în același mod procedați și dumneavoastră când e vorba de Marseille. Nu, să știți că sunt obiectiv. Da. Nu, să știți. Sunt obiectiv și am criticat echipa, v-am spus și acum înainte, dar vă dau un scris când ne batem la retrogradare. Da? Nu merge. Suntem niște mercenari sezonul ăsta. În timpul când faceți comentariile despre OM, nu ne-a dat 11 metri, noi n-am avut niciun 11 metri. Da, asta așa e. Dar acolo aveam dreptate, să știți. Asta se poate verifica din statistici. Suntem ultimii la capitolul ăsta în ultimii 5 ani. Da. Statistic vorbind. Trebuie să fiți conștient că nici echipa nu merge. Nu. Sunt primul conștient. Da? Este înfiorătoare sezonul ăsta. Deci asta am spus. Da. Înfiorătoare. Deci este îngrozitor pentru un suporter să urmărească așa ceva. E foarte slabă. Și cu asta basta. Ce să mai vorbim? Bun. Mulțumim de intervenție. Vă mulțumesc și toată sigur. Vă mulțumim și noi. Deci rămânem la Premier League, dragi prieteni, să facem o radiografie completă a acestei etape. Spuneam un egal de salon, care sigur nu dezavantajează nici pe United, nici pe City. S-a jucat la United acasă, totuși. Manchester City urmează să întâlnească pe Norwich, pe teren propriu, care e ciuca bătăilor în Premier League, deci ar trebui să-și păstreze prima poziție. Arsenal are 4 victorii la rând și joacă pe terenul Swansea. Un meci greu ăsta. Swansea, care sigur e o echipă de pluton în Anglia, a câștigat în deplasare la Villa cu un gol al lui Andrei Ayew pe final de joc, de altfel frații Ayew au reușit să înscrie în acest Aston Villa Swansea, primul meci în istoria existenței băieților lui Abedi Pelé în Premier League, primul meci când s-au întâlnit au marcat amândoi. Însă Aston Villa, am înțeles că este pe cale să schimbe antrenorul, are 4 puncte în 10 meciuri, o singură victorie, este lamentabilă echipa, joacă la Tottenham. Echipă în revenire de formă, oricât am hulit noi acest Tottenham, victoria din acest weekend 5-1 pe terenul Barnemouth o plasează pe Tottenham pe locul 6, o singură înfrângere în campionat, nicio echipă n-a pierdut mai puțin decât Tottenham în Premier League, doar Leicester, echipa lui Claudio Ranieri, are același nivel, o singură bătaie, adevărat, aia soră cu moartea a lui Leicester, 2-5 acasă cu Arsenal. Claudio Ranieri a mai trecut de un hop, a bătut pe Crystal Palace cu 1-0 acasă și a dat pizza. Un zgârcit Ranieri, de altfel ca toți oamenii care au mulți bani, le-a promis jucătorilor că le dă câte o pizza. Ce să le propună altceva? El e un tip care, în afară de fotbal și de ieșit la restaurant, nu știe să facă nimic. De altfel a și recunoscut-o când era la Monaco, de asta stătea acolo. Îi plăcea să iasă la restaurant, seara, în restaurante de-astea de lux, unde sigur lăsa sute de euro, că asta era, dar stătea câteva ore cu soția, vorbeau nimicuri între ei, evident, de-abia deschideau gura.
fiecare, dar stăteau într-o atmosferă de asta elegantă. Vă dați seama, dacă nici în Monaco n-ai unde să te duci la cârciumă, atunci unde? La Leicester mai puțin, evident, dar te duci acolo, mai iese el, să mai ducem, găsește câte o cârciumă de asta mai elegantă. Și acum le-a promis jucătorilor că dacă nu iau gol acasă cu Crystal Palace, o echipă care n-are nicio remiză după 10 etape, caz unic în Premier League în acest sezon, și Crystal Palace nicio remiză, dacă nu iau gol de la Crystal Palace, el le dă o pizza. Și a adăugat și șampanie. Să nu fie o șampanie de-aia făcută de el sau de nevastă sau acasă, că e mai ieftină. Dar, în orice caz, Leicester este revelația sezonului alături de West Ham, care s-a debarasat de Cupa UEFA, West Ham de Europa League, tocmai ca să se poată concentra mai bine pe campionat. Petra Kvitova salvând o minge de meci, este tiebreak-ul setului 2, 6-3 pentru Angelique Kerber. A fost un set al doilea între două luzere colosale. Deci fiecare a avut setul în mână. Kvitova a condus cu 3-0 și 4-2 și servea pentru 5-2. Kerber a avut după aia de la 4-2, a făcut 5-4, de la 2-4 a făcut 5-4 și servea pentru meci. A fost întoarsă, da, până la urmă dusă în tiebreak, pe care l-a câștigat finalmente în acest moment cu 7-3. Deci victorie pentru Angelique Kerber, victorie nescontată, 6-2, 7-6 la Petra Kvitova. Kerber așadar și cu Muguruza au câte o victorie în grupa albă. Muguruza a bătut-o pe Safarova în două seturi. Avem așadar rezultate complete în prima rundă la tenis. Da, o să revenim poate ceva mai încolo. Cam asta despre campionatul englez. Spuneam Chelsea-Liverpool pe 31 octombrie. Asta înseamnă sâmbătă, de la ora 14:45. Mare meci, într-adevăr. Mourinho cu Klopp. Un duel, aș spune, european în Premier League. Vai de mama celui care ia bătaie în această partidă. Ne întoarcem cu campionatele occidentale după o pauză. Morală echipei și jucătorilor în general. Sigur că, știind că nu se mai poate în continua ritmul ăsta, au jucat cât de cât serios la Lille în fața unui alt muribund din Liga 1 franceză. Lille marcase 5 goluri în 10 meciuri. Avea cel mai slab atac din Liga. În momentul de față are 6 goluri în 11 partide, este al 19-lea atac din Liga. O misiune dificilă pentru Hervé Renard, care a câștigat Cupa Africii și cu Zambia și cu Côte d'Ivoire, două ediții la rând cu două echipe diferite. Nimeni niciodată n-a mai făcut așa ceva. Însă se pare că este un fel de Philippe Troussier, un fel de Bruno Metsu, decedat între timp, dar tot așa, stilul ăsta de antrenor, adică un globetrotter care se acomodează mai ușor pe coclauri decât la el acasă. De altfel, nici Metsu și nici Troussier n-au fost niciodată antrenori de club. Au fost antrenori de națională, de selecționată. Se pare că Hervé Renard este pe cale să sufere un eșec crunt la Lille. Lille este pe 15 în Ligue 1 după 11 etape. Va avea un sezon extrem de complicat. De altfel ca și OM, care să nu creadă cineva că dacă a bătut aseară la Lille este pe drumul cel bun. Nu. Urmează o săptămână de relaș complet acum la Marseille, după care duminica viitoare la Nantes ne urcă aia pe garduri. Problema care este? Că lumea sigur nu înțelege din exterior. Cei care nu urmăresc campionatul francez la modul patetic, adică să le stea în sânge fotbalul, nu pricep din exterior. Foarte mulți pariori îmi spun de fiecare dată chestiile astea despre OM. Ideea e că în Franța, unde mentalitatea nu este de mare campionat și unde nu există cultură fotbalistică, am tot spus-o, n-a existat niciodată. Pentru francez, fotbalul a fost un desert, nu este o religie. Ca pentru portughezi, pentru englezi, pentru spanioli, pentru italieni, pentru nemți și așa mai departe. La ei nu există cultura asta și atunci jucătorii nu sunt la un nivel de motivație atât de mare încât să
să reușească să se depășească de fiecare dată. Adică pentru o echipă ca OM, dacă nu este la un nivel motivațional de 100%, ea nu poate să bată pe nimeni în campionat. Întrucât e simplu, celelalte echipe în momentul în care întâlnesc un nume greu, deci când joci împotriva lui OM, tu de la Reims, de la Guingamp, de la Lorient sau de la Bastia, tu pui osul. Pentru tine este un meci important ăla, te mobilizezi împotriva unei echipe cu nume. Ei neputând să ajungă la nivelul ăsta de motivație cu echipele mici, pentru că, încă o dată spun, n-au cultura asta fotbalistică, vorbeam mai devreme, un Bayern, Ingolstadt, nu se pune problema în Germania. Da? Bayern joacă să-i bată pe ea cât pot. În Franța, OM nu câștigă meciurile ușoare, acasă, pentru că dacă n-are cine să strunească. Sezonul ăsta e de bandadă. Michel n-are niciun. Evident, jucătorii l-au simțit că e slab la nivelul ăsta. El nu este un antrenor cu pumnul. Este un antrenor cu gelul, mai degrabă. Da? Un tip pedant, da? Extrem de elegant, care se uită unde calcă. Nu e un tip de ăla pe care să-l smulgă părul din cap, să-l intereseze. Nu, el rămâne tot timpul și petrece probabil cea mai mare parte a timpului liber aranjându-se. Da, pe el nu-l surprinză nizmene, da, nu-l prins cu părul desfăcut, cu... Este la 4 ace la toate meciurile, da, are ceva. Sigur că ceea ce nu-i neapărat rău. Și Ancelotti, de exemplu, era exact la fel. Are o pedanterie dintre asta, dar el nu se aruncă prin noroi. Adică nu-i genul să scoată untul din jucător. Și ăștia l-au simțit, nenorociții. Foarte mulți dintre ei niște mercenari. Dacă nu bați cu pumnul masă și nu-i pleznești la propriu, ei nu pun osul. Pentru că banii vin, spuneam de sindicatele fotbaliștilor, așa în Franța, impertinența este cu atât mai mare, dar este valabilă pentru toate echipele. Bineînțeles, și pentru toți jucătorii. În Franța, cum ai făcut două meciuri mari la rând, cum deja te crezi Dumnezeu? Da? Ți se urcă repede la cap. Sunt foarte mulți amărâți de ăștia veniți de prin Africa, care reușesc trei driblinguri în două meciuri la rând să cred vedete de nivel mondial. Ei n-au cultura fotbalistică. În alte părți n-ai tu cum să ajungi să te faci vedetă că ai driblat doi. În Germania, vă imaginați la Bayern München, unul făcând fițe că lui i-au reușit trei driblinguri. Pui osul, tată, te bați acolo, uite, la Lewandowski. Dă goluri în toate meciurile cu nemiluita. Aici nu există așa ceva. Un diletantism pur. Deci dacă tu n-ajungi să ai într-adevăr o echipă formată din super jucători, au mai fost câteva generații la OM de la plecarea lui Tapi din 94, dar puține. Generații unde să fie jucători de caracter. Numai așa pot reuși. Dacă nu, ei sunt întotdeauna în coada clasamentului. De fiecare dată când sunt din ăștia gen Cabela, da, cum au venit acum, gen Isla, gen De Celie, gen Rolando, de ăștia. Da, pentru care nu e nicio o campo, da, ăștia, stilul ăsta de jucători. Pentru ei nu e, ei zic, domnule, suntem la OM, trebuie să pice din cer victoriile. Se înșală. Văzută din exterior, situația ar putea să stea așa, dar aici nu e Real Madrid. Nu cade nimic din cer. Dacă tu nu pui osul, nu vei câștiga niciun meci. Îl auzeam și pe Florin Chivulete anii trecuți, cu mentalitatea asta, sigur, de fotbal corupt. Că dacă n-a câștigat OM la Toulouse, acum sigur bate acasă pe Lorient. Nu, mă, în Franța nu e așa. Nu bați pe nimeni dacă nu te ridici deasupra lui. Pentru că toate echipele vin la punct, la ciupeală, nimeni nu-i mai presus de altcineva. Deci nu există dovadă că un nou promovat este pe locul 2. Deci pe podium sunt Angers și Caen. Da? Nu există la ei senator de drept. Dacă nu te bazi, nu te implici, sigur, dincolo de Paris Saint-Germain, care ultra criticată sezoanele trecute pentru faptul că își bătea joc de campionat, acum anul ăsta, într-adevăr, sunt un pic mai implicați. Și probabil vor să termine fără nicio înfrângere campionatul. Și, în fine, acolo, oricât ar fi de neimplicați jucători în campionat, pentru că se întâmplă foarte des, sunt totuși de un alt nivel. Adică tu când joci cu Ibrahimović, Cavani, Di Maria, Laveții, Moura, da, cu toți ăștia, Thiago Mota, Verratti, Matuidi, joci cu toți ăștia în teren, șansele sunt mai mari totuși ca unul dintre ei să reușească o fază individual să te salveze.
sunt mai mari decât atunci când joci cu o echipă dintre asta de necunoscuți. Deci așa stă situația în Franța. De asemenea, un rezultat important în subsolul clasamentului reușit de Montpellier, aflată la a doua victorie în 11 partide, 2-0 acasă cu Bastia. Cam ăștia se vor bate la retrogradare. Troyes n-are nicio victorie în 11 meciuri, golaveraj 5-20, situația e clar că e dramatică pentru Troyes, nou promovată. Gazelec Ajaccio, care a tranșat această dispută eternă între Corsica și Nisa, mereu aceste două zone au fost în conflict absolut permanent. Deci au făcut și ei un meci mare, Gazelecu, bătând pe Nis. Nu știu dacă se va mai întâmpla asta cu altă ocazie. Toulouse a pierdut, așa cum spuneam, o echipă absolut lamentabilă în acest sezon. O victorie în 11 meciuri pentru Toulouse. Se vor bate și ei la retrogradare. Montpellier și Bastia sunt absolut catastrofale. Norocul nostru cu acest Lille, care n-are pe nimeni în zona ofensivă. Deci Lille nu are niciun atacant. Da? Benzia, Guillaume, ăștia sunt transparenți. Nu cred că au atins mingea de 3 ori aseară cu OM. Deci nu sunt atacanți la Lille. La Lille golurile pot să vină numai din spate. Faze fixe, șuturi de la distanță. Atacanții nu pot marca. Deci este o situație incredibilă la echipă. Nu știu cum și-au făcut ei mercato, dar sunt în pom. De asta au 6 goluri în 11 meciuri. Ceea ce este incredibil. Cam asta despre Ligue 1. De notat că etapa viitoare, Paris Saint-Germain joacă la Rennes, meciul de vineri. Rennes n-a mai câștigat de 5 etape, începe să intre în vrie încet încet. Angers, poziția a doua, joacă la Monaco. Meci interesant, să vedem dacă Monaco reușește să-i răpună. Monaco abia pe 8 deocamdată. Lyon joacă la Troyes, e în 5, bineînțeles, ăștia sunt ultimii. Saint-Étienne are acasă cu Reims. Spuneam, OM joacă în ultimul meci al etapei la Nantes în seara zilei de 1 noiembrie. Dacă nu câștigă orice alt rezultat în afară de victorie, e o catastrofă pentru OM. Ne întoarcem și vorbim despre Spania, Italia și Germania. Ne-am întors în direct. Bayern a bifat a 10-a victorie, golaveraj 33-4. E adevărat că nu cu 8-0, cum ne așteptam, o mică decepție. 4-0 acasă cu FC Köln. Golul al 4-lea a fost marcat de Thomas Müller din penalti. Borussia Dortmund câștigând și ea net, 5-1, s-a impus acasă cu Augsburg, echipă aflată în cursă pentru calificarea în 16-mile Europa League, dar ultima în Bundesliga, cu 5 puncte în 10 meciuri. Dortmund a rămas așadar cu dreptul de a visa la 7 puncte în spatele lui Bayern. A pierdut Schalke însă, un rezultat excelent pentru bavarezi. A pierdut la Gladbach, după ce a pierdut primele 5 etape, avea 0 puncte după 5 etape, le-a câștigat pe următoarele 5, având o serie de invidiat în momentul de față. Pe poziția 7 a Borussia Mönchengladbach, într-o formă de zile mari, va juca la Hertha Berlin etapa viitoare, echipă care este deasupra Borussiei în clasament. Denotat de asemenea o înfrângere în plus pentru Stuttgart, a 7-a în 10 meciuri. Stuttgart a pierdut la Leverkusen cu 4-3. Este imposibil această echipă Bayer Leverkusen, abia pe 6 în campionat, dar o echipă, degeaba se spune că sunt loserii absoluți ai campionatului german, totuși au un mental de oțel, Dumnezeule. A fost un meci tot așa, ca și cel cu din cupele europene cu Roma, al lui Leverkusen, încheia 4-4, deci după ce au făcut 4-4 cu Roma, au făcut 4-3 cu Stuttgart. A fost 0-0 la pauză, ca să vedeți ce fotbal e în Germania. Nu se bazează pe nimic, practic, nici un pic de tactică, evident. 0-0 la pauză Leverkusen-Stuttgart, 2-0 pentru oaspeții, minutul 55, deci în primele 10 minute de la reluare, Harnik și Didavi au dat 0-2. În minutul 55 era 0-2 și gazdele aveau să marcheze totuși 4 boabe. Belarabi, în minutul în care a fost introdus pe teren, a marcat 1-2, minutul 57, după care în minutul 60 s-a făcut 1-3. Deci Stuttgart a reușit să marcheze 3 goluri în primele 15 minute de la reluare, după ce în prima repriză nu marcase nimic.
În minutul 70 era 1-3 și totuși gazdele au câștigat cu 4-3. Bănici a marcat în minutul 70, Cicharito în minutul 71, deci e egalat în 2 minute. Au fost conduși cu 2-0 și cu 3-1, au egalat în 2 minute. Așa ceva numai în Germania se poate întâmpla. În minutul 89, Mehmedi a reușit să marcheze golul de 3-2, golul de 4-3, pardon, incredibil meci. Sigur, pentru Stuttgart este o dramă, echipa nu mai vede cerul senin de ani de zile în Bundesliga. Frankfurt s-a scos. După ce a fost condusă de Hannover, Frankfurt a câștigat în deplasare cu 2-1 și respiră oarecum. A câștigat și Hamburg la Hoffenheim cu 1-0. Hoffenheim a schimbat antrenorul, a venit Huub Stevens, fost un antrenor al lui Schalke. Gata, după 10 etape, o singură victorie pentru Hoffenheim, echipa este penultima în clasament și a schimbat așadar antrenorul astăzi. Bayern München va juca la Frankfurt etapa viitoare, o înfrângere sigur că nu va aranja foarte mult pe Eintracht, asta e. Borussia Dortmund joacă la Bremen cu Werder, care a câștigat în această etapă 3-1 pe terenul Mainz. Werder Bremen este abia 14-a în Bundesliga. Gladbach joacă la Hertha, cum spuneam, iar Leverkusen la Wolfsburg. Wolfsburg care își revine încet încet, a bătut la Darmstadt în această etapă după ce câștigase cu Hoffenheim 4-2 runda precedentă. Ajungem în Serie A în Italia, unde au fost câteva rezultate așteptate. De exemplu, victoria chinuită, e adevărat, dar cu toții o vedeam venind, al lui Napoli aseară la Chievo, 1-0, gol al eternului Higuain. Cu această victorie, Napoli întregește plutonul de 4 echipe urmăritoare, alături de Fiorentina, Inter și Lazio, urmăritoarele Romei, desigur. Roma a câștigat la Fiorentina cu 2-1 și a preluat șefia cu 9 etape complete în Italia. Lipsește Juventus. Deci Roma are 20 de puncte, 4 victorii la rând, urmată de Napoli, 4 victorii la rând și ea, Fiorentina, Inter și Lazio. Aceste 4 echipe sunt la 2 puncte de Roma. Unde Juve? Pentru unul care s-ar trezi acum, după o călătorie în spațiu, Juventus e mai greu de găsit, e adevărat, o împing ușor, ușor arbitrii de la spate, pe 12 o găsim, la 8 puncte de Roma. Juventus a câștigat cu arbitrajul și în această săptămână, în acest weekend, 2-0 cu Atalanta, goluri Dybala și Mandzukic, Pogba a ratat un penalti la 2-0, deci le-a pus-o pe var și aici, dar evident și ultimele 20 de minute Atalanta le-a jucat cu un om mai puțin, ca să nu existe problema revenirii acestei echipe. Milan, ajutată și ea de arbitri, a bătut-o pe Sassuolo cu 2-1, penalti, am înțeles, gratuit pentru Milan, transformat de Bacca. În 10 oameni Sassuolo a egalat, a dat pe unul afară ca să nu fie probleme și pe final Milan a reușit să se impună cu 2-1. AC Milan joacă acasă cu Chievo etapa viitoare, o echipă de nivelul său. Greu de crezut că Milan se va impune. Juventus joacă la Sassuolo, meci complicat. Sassuolo e peste Juventus, net în clasament în momentul de față. Roma are acasă cu Udinese, Udinese care n-a mai pierdut de 4 meciuri, dar stă înfiorător, e abia pe 14. Napoli probabil va bate pe Palermo, în atenție, ăsta e un meci la os. Întotdeauna când se întâlnesc echipe din sudul Italiei, Napoli într-o formă colosală, probabil cea mai bună echipă din Europa în momentul de față. A încins deja Europa League, a rupt tot acolo, în campionat merge ceas. 4 victorii și un egal în ultimele 5 etape, va distruge pe Palermo etapa viitoare. Fiorentina, după 2 înfrângeri la rând, se deplasează la Verona și vine Inter, joacă la Bologna. Bologna care a câștigat cu arbitrii la Carpi în această etapă. Are 7 înfrângeri Bologna în 9 meciuri, dar totuși s-a impus la Carpi după ce a fost condusă cu 1-0 la pauză. Gazdele au rămas în 10 oameni și le-a venit Bologna finalmente de hac. Și vine, încheiem această trecere în revista a campionatelor europene cu Spania, unde Real Madrid și Barcelona s-au impus. Barça în condiții jalnice, evident, să-i plângi de milă, nu altceva. Acasă cu amărâta Eibar, care vă reamintesc retrogradase sezonul trecut, e o echipă de segunda, numai că a rămas în primul eșalon pentru că a picat administrativ Elche.
E bine, Baston, Baston, degetul mare merge la plimbare. Arătătorul duce bastonul. Ăsta a marcat baston pentru ei, bare minutul 10. Sigur că în aceste condiții starea de urgență a fost declarată. Barça a reușit să marcheze prin Suarez de 3 ori. De 21, 48 și 85. Mascherano a fost eliminat roșu direct în minutul 83. Da, sigur era deja 2-1 pentru Barcelona, care a câștigat, au avut de grijă arbitrii totuși să fie acolo, fără Messi în continuare. Real Madrid a câștigat la Vigo destul de clar, scor 3-1, dar era deja 2-0 pentru Real după 25 de minute, goluri Cristiano și Danilo, după care a fost eliminat Cabral la gazde pentru două galbene, evident. Așa că în 10 oameni Celta a început o revoltă. Golul lui Nolito în minutul 85, ca o măciucă pentru Real Madrid. Real a intrat în vrie în minutele de prelungire, dar în ultima clipă Marcelo în minutul 90 plus 5 a ridicat scorul la 3-1 pentru Real. Campionatul Spaniei deocamdată n-are nimic sfânt. Atletico a bătut pe Valencia cu 2-1, să notăm de asemenea. N-are nimic sfânt în sensul în care 9 etape s-au scurs, ceea ce nu înseamnă nimic. Realul și Barça sunt la egalitate de puncte, 21. Asta înseamnă că fiecare a pierdut 3 puncte. Realul a făcut 3 egaluri, iar Barça a fost bătută de 2 ori. În sensul ăsta, am zis greșit, 3 puncte. Au pierdut 6 puncte, de fapt, pentru că sunt 9 etape, poți să faci 27 de puncte. 6 puncte au pierdut, Barça 2 înfrângeri, iar Realul 3 rezultate de egalitate, însă amândouă au același număr de puncte, golaverajul nu e important și cu atât mai puțin după 9 etape doar scurse. Atletico Madrid este la 2 puncte de ele, Atletico Madrid care are un egal în plus față de Barcelona, a pierdut și a 2 meciuri, dar în loc să câștige 7 n-a câștigat decât 6. Deci primele 3 echipe sunt bătute în cuie acolo, încet încet Celta Vigo și Villarreal coboară. Amândouă au fost pe prima poziție la un moment dat. Celta a fost învinsă de Real în această etapă, Villarreal nu a mai câștigat de 3 meciuri. În coada clasamentului avem 3 echipe, că 3 retrogradează din Spania, cu aceeași linie de clasament. O victorie în 9 meciuri și 5 bătăi toate. Las Palmas, Granada și Levante au câte 6 puncte. Athletic Bilbao, mult surprinzător, este pe 17, dar are posibilitatea să se redreseze oarecum astăzi, dacă bate pe teren propriu pe Sporting de Gijón. 11 puncte ar duce pe Bilbao până pe locul 12 și n-ar mai fi o situație chiar atât de jenantă. De altfel, cealaltă echipă istorică din țara bascilor, Real Sociedad, a bătut cu 4-0 în deplasare la Levante în această rundă. N-avea decât o singură victorie în 8 meciuri Sociedadul. Timpuri grele pentru echipele tradiționale din țara bascilor. Nu merg foarte bine nici Sevilla, abia locul 8, chiar dacă n-a mai pierdut de 4 meciuri, și Valencia pe poziția 9. Valencia, ca și calificată în optimile Ligii Campionilor, are un sezon intern lamentabil, nu se mai pune deja problema bătăii pentru primele 3 poziții. E clar că zarurile sunt aruncate în privința asta. 7 puncte în spatele lui Atletico. E greu în Spania să recuperezi 7 puncte, mai ales că Valenciei nu-i merge jocul în acest an. În ultimele 5 etape au pierdut de 3 ori. Au fost învinși 1-0 la Espanyol, 3-1 la Bilbao, 2-1 la Atletico. Condițiile astea, Valencia este o echipă doar de mijlocul clasamentului. Bun, atât pentru astăzi. În mare, cam asta e actualitatea sportivă. Cupa Mondială la rugby a ajuns în faza finală. Sâmbăta viitoare, Noua Zeelandă, Australia, hitul acestui sport. În turneul campioanelor la tenis, Simona Halep joacă mâine cu Maria Sharapova, pe care n-a învins-o niciodată în carieră. Halep însă este favorită după ce a distrus-o pe Flavia Penetta și conduce în grupa roșie. Iar la fotbal, pe plan intern, asta a fost. Astra Giurgiu, liderul clasamentului, învinsă 3-1 la Târgu Mureș,
echipa gazdă iese din play-off-ul virtual, depășită la golaveraj de Universitatea Craiova. Steaua face 1-1 acasă, egalând pe final cu Pandurii. Viitorul Constanța poate să treacă astăzi pe locul al doilea dacă bate acasă pe FC Botoșani, iar în Liga a doua Rapidul va juca peste o oră pe teren propriu cu Rapid Suceava. În cazul unei victorii, giuleștenii sunt liderii seriei întâi. În fotbalul internațional, denotat rezultatele pe care tocmai le-am pomenit, egalul dintre Manchester United și Manchester City în Anglia și înfrângerea lui Chelsea la West Ham, a 10-a victorie consecutivă a lui Bayern München în Bundesliga, 4-0 cu Köln, Paris Saint-Germain 4-1 cu Saint-Étienne, are 9 victorii și 2 egaluri în Ligue 1, unde OM a câștigat pentru prima dată în deplasare în acest sezon 2-1 la Lille. În Italia, Roma a trecut pe poziția 1 după ce a bătut la Fiorentina cu 2-1, urmată de 4 echipe, între care Napoli, la 2 puncte distanță. Iar în campionatul Spaniei, status quo între Barcelona și Real Madrid, amândouă 21 de puncte după 9 etape. Ne reauzim mâine!